Am vrea să vedem puțin în seara aceasta, în cuvântul Domnului, în cartea aceasta care ne este atât de scumpă, atât de dragă, să privim în ea, pentru că în ea găsim lucrurile care ne sunt necesare în vieții. Lucrurile pe care noi vrem să le aflăm, lucrurile pe care noi dorim să ne reîntâlnim și să știm mai mult despre ele. Și toate aceste lucruri nu se găsesc în altă parte decât în cartea aceasta, decât în cartea Domnului. Și aici aflăm anumite lucruri. Ne întrebăm și oamenii se întreabă de genul descoperă, de genul află pe Dumnezeu. De ce nu află despre Iisus Hristos mai multe? Să știe mai multe, să afle mai multe. Ne uităm în viața creștinilor, în viața penticostalilor, în vremea aceasta, în care noi trăim, vedem că parcă avem o răceală. Și în rândul tinerilor, și în rândul bătrânilor, și în rândul celor mai vechi la credință, și celor mai noi la credință, a venit o răceală. Și vine vântul acesta răcei care bate în biserică, oamenii își pun mereu întrebarea, unde este Dumnezeu? Unde pot să descoper pe Iisus Hristos? Unde pot să aflu despre Iisus Hristos? Și de multe ori venim la biserică și din oameni la biserică și din poate o dată la biserică și nu află nimic, nu vede nimic. Și pleacă acasă și zice, și la voi este ca la noi. Nu e nimic. Nu se întâmplă nimic. Cei mai vechi spun, poate am umblat de 10 ani, 5 ani pe calea pocăinței. Lucrurile acestea le-am auzit când foști frații au plecat din biserică. Și au spus că am venit aici. Și n-am întâlnit nimic, n-am văzut nimic, nu s-a întâmplat nimic, totul e la fel. Iubiți frașilor, cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul care ne arată cum putem să-L descoperim pe Iisus Hristos, sau cum putem să-L descoperim pe Dumnezeu, să vedem pe El în plinătatea Lui, în plinătatea Lui cea mare pe care o are. Pentru că spune Scriptura despre Dumnezeu, că Dumnezeul nostru, care ne este Tatăl nostru, care este stăpânul acestei biserici, este un Dumnezeu mare. Este un Dumnezeu puternic. Este un Dumnezeu plin de miră. Este un Dumnezeu plin de dragoste. Este un Dumnezeu care răspunde celor ce scrii. Ăsta este Dumnezeul nostru. Și sunt mulți care n-au încă descoperit, nu l-au întâlnit. Poate s-au rugat și nu a dat despre El. N-au aflat nimic despre El. Și în cartea aceasta, în Apocalipsa, găsim aici că omul acesta lui Dumnezeu, Ioan, care era omul lui Dumnezeu, care a stat la îndemâna lui Dumnezeu și spune El, într-una din zilele sale, vezi să ai pământești, deși El a întâlnit pe Dumnezeu de mai multe ori și a avut revelații cu El. A stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Dar într-una din zile spune Scriptura despre El, despre Ioan acesta, că făcea un lucru. Făcea un lucru. Și spune Scriptura că în ziua Domnului eram în Duhul. În ziua Domnului eram în Duhul. Prea multe nu ne spune istoria. Nu ne revelează prea multe. Dar noi știm ce făceau creștine când erau în Duhul, când stăteau în ziua Domnului. Și noi știm ce ne învață Scriptura, că trebuie să o facem când suntem în ziua Domnului. Și spune Scriptura, unul are o cântare, așa cum facem noi în aceasta, nu? O cântare. Unii și alții au cântat și au lăutat pe Domnul. Altul un tem, nu? Așa cum e în seara aceasta, un tem din Scriptură. Altul o poezie, nu? Nu altă o mărturisire. Așa făceau creștine. Dar spune Scriptura că ei mai făceau ceva în ziua Domnului. Se rugau. Se rugau. Ca să poți avea această descoperire, să poți afla pe Dumnezeu, să poți găsi pe Dumnezeu, întâi trebuie să fii.
să vii aici cu un dor fervinte. Inima ta să ardă, inima ta să vibreze, să-i spună, Doamne, eu în seara aceasta am venit în casa ta. A venit aici cu dorul acesta să mi se descoperi, să te văd pe tine, Doamne, persoane. Să aflu despre tine mai multe. Și spune Scriptura, oamenilor care vin cu dorul acesta fervinte, să afli ceva despre Dumnezeu, să-L găsească pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru, care este bun, mare și puternic, se lasă descoperit. Se lasă descoperit. Uitați-vă un exemplu din Scriptură, găsând în Scriptură că Iisus Hristos era pe pământ. Și Biblia ne spune, cu El era puterea de vindecare. Așa spune Scriptura, cu El era puterea de vindecare. Și spune Scriptura, într-una din zile, multe noroade erau în jurul Domnului Iisus Hristos. Multe noroade au venit acolo și l-au împresurat pe Domnul Iisus Hristos. Poate pe unii îi durea capul așa cum ne doare pe noi, pe alții îi durea ficatul, pe alții îi durea inima, pe alții aveau diferite boli. Și toți au atins de Domnul. Și toți au atins de Domnul. Dar spune Scriptura că numai o singură persoană în ziua aceea a fost tămăduită de Domnul Iisus Hristos la atingere. Numai una singură. Și ne întrebăm de ce numai una singură? Pentru că spune Scriptura despre femeia aceasta, despre persoana aceasta vorbește Scriptura și spune despre ea că femeia aceasta a plecat de acasă cu această dorință înfocată, cu acest dor în inima ei. A zis ea, am alergat la toți oamenii din lumea aceasta. Mi-am cheltuit toată averea, am dat tot ce am avut, tot agonisala mea, am dat la cei mai buni specialiști ai vreme să-mi vindece boala. Și niciunii din ei n-au putut să-mi facă nimic. Niciunii n-au putut să-mi amenoneze durerea. Boala mea este la fel. Dar în sala aceasta, a spus ea, în ziua aceasta, mă duc să mă ating de Domnul. Pentru că am auzit despre El, că oricine se atinge, sau cine se atinge Domnul, capătă vindecarea. Și spune Scriptura că femeia aceasta a plecat de acasă cu această dorință înfocată. Dorința ei a fost atât de mare și a făcut loc prin mulțime să ajungă lângă Domnul. Și în momentul când a ajuns lângă Domnul, s-a atins de Domnul. Și spune Scriptura că ești din El în clipa aceea, a ieșit o putere mare, a ieșit puterea vindecătoare. Și a intrat în femeia aceasta și ea a fost vindecată. Și boala ei s-a oprit din momentul acela. Deci, viți frașeților, una singură, o singură persoană a căpătat vindecarea. Se poate întâmpla ca să vinim aici 200-300 de oameni să vin în biserică. Să vin cu dor sau să vin cu o dorință. Să vedem pe Domnul Iisus Hristos. Să vedem puterea Lui, să vedem cât de mare este El. Și să plecăm de aici doar cu acest sentiment că a fost frumos, a fost bine în biserică, a cântat lucrurile frumos în biserică, a fost totul frumos în biserică, după ce ne-a fost împlăcărată. Dar eu să nu simt nimic. Eu să nu aflu nimic despre Iisus Hristos. Să nu simt pe El în inima mea. Și să plec așa cum am venit de aici din biserică. Am venit rece să plec rece. Am venit cu o fire pământească și să plec din biserică tot cu firea mea pământească. Să nu plec schimbat din biserică. Și întrebăm de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, se descoperă celui care are un dor fervinte. Celui care inima lui arde după Domnul Iisus Hristos. Noi știm și despre Zacheu. Și omul acesta a vrut să-L vadă pe Domnul. A vrut să-L vadă pe Domnul și pentru că a zis că mulțimea aceasta, oamenii aceștia care sunt în jurul meu, sunt atât de mulți. Sunt mai înalți decât mine, sunt mai buni decât mine. Și eu dacă mă duc să-L văd, n-am să-L văd nicicum. Dar a făcut un plan și a zis, mă voi duce, pe unde trece Domnul, mă voi sui într-un dud. Și în momentul când va trece pe acolo, îi voi vedea și eu îmbrățișarea. Îl voi vedea și eu așa cum este, pentru că am auzit multe vorbindu-se despre El. Și spune Scriptura că în clipa aceea, când Domnul a ajuns în dreptul Dudului, s-a oprit și a zis, Zachele, dă-te jos. Vedeți dumneavoastră? Și Domnul i-a spus, astăzi, mântuirea a intrat în casa ta. Plecând de aici, fără acest mesaj, de multe ori plecăm din casă,
din casa Domnului, cu acest mesaj, căci mântuirea n-a intrat în casa mea. Și n-a auzit nimic vorbind despre mântuire. Venim răși și plecăm răși. Vinem cu fia pământească, plecăm cu fia pământească. Te întrebăm de ce? De ce? Pentru că în noi nu arde focul acesta. Domnul acesta permite de a vedea pe Iisus Hristos. În ziua Domnului să vii doar în casă formal. Să vii în casă de rugăciune doar formal și să pleci acasă tot răge. Ca să plecăm schimbați, cartea aceasta ne spune că trebuie să facem ceva. Să venim cu un dor fierbinte. Un dor fierbinte. Nu știu cât dintre ați venit în seara aceasta cu dorul acesta fierbinte. Ca în seara aceasta, Iisus Hristos să-ți atingă de dumneavoastră. Nu știu cât dintre dumneavoastră ați venit cu dorul acesta ca Iisus Hristos să vă vorbească. Ca Iisus Hristos să vă rezolve o problemă. Ca Iisus Hristos să vă iasă în cale, să vă spună prin mesajul Duhului Sfânt despre problema pe care tu o ai. Nu știu, dar știu un singur lucru, că și Dumnezeu totdeauna răspunde omului care vine cu un dor de bine. Doamne, ajută-ne! De astăzi încolo să venim cu un dor de bine în casa Domnului. Să nu venim doar la programe. Să venim aici să-L descoperim pe Iisus Hristos. Să-L aflăm despre El mai multe. Și ca să aflăm despre El, despre Dumnezeu, să aflăm despre El, trebuie să venim cu acest dor de bine. Spuneam căci trebuie să venim în rugăciune. Prin rugăciune, să ne rugăm în casa Domnului. Și când ne vom ruga, Dumnezeu ne vorbește și ne arată anumite lucruri și ne spune anumite lucruri despre Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Scriptura. Domnul nostru nu rămâne indiferent la cei ce se roagă. Nu rămâne indiferent. La cei ce postesc, nu rămâne indiferent. Acei ce își îndeaptă privirea nu rămâi indiferent, ci Domnul totdeauna se descoperă. Și uitați-vă ce spune în Luca, capitolul 10, chiar Domnul Iisus Hristos spunea, toate lucrurile i-au fost date în mâna Tatălui meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul, ci aceluia care vrea Fiul să îl descoperă. Doamne, în seara aceasta am încoșit două ferbinte. Îi spunem Domnului prin rugăciune, vrem să aflăm mai mult despre Tatăl. Și vrem să aflăm mai mult despre Fiul. Și vrem ca toate învățăturile acestea ale vremii care sunt acum, toate ereziile acestea care sunt acum, să nu ne întoare, să nu ne abată, să nu ne aplece, să nu ne schimbe gândirea. Sunt atâtea erezii în vremea aceasta, care oamenii vin și spun anumite lucruri despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, dar noi vrem să rămânem tare în El, să rămânem cu El, să rămânem neclintiți lângă Dumnezeu Tatăl și Fiul, să rămânem tare. Și pentru aceasta este nevoie ca eu și Dumnezeu să îmi petrec timpul în rugăciune, în post, și să stau în ziua Domnului, lângă Domnul, lucrurile mele să le lăs deoparte. Lucrurile fiind pământești să le lăs deoparte. Și în ziua Domnului să fiu la lângă Domnului. Să fiu cu Domnul. Doamne, ajută-ne! Scriptura ne vorbește despre și spune căci arătarea, descoperirea lui Iisus Hristos aduce beneficii în viața omului. Aduce beneficii. Arătam despre cele două cazuri din Scriptură. La prima i-a adus vindecarea. E bună vindecarea. E bună vindecarea trupului. E bine să fim sănătoși, să avem un stomac bun, să avem o inimă bună. Să ne spună Domnul că mântuirea aici în casa noastră este bună. Dar spune Scriptura căci întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos ne aduce un lucru care de tot avem mare nevoie. Pentru că trăim într-o lume coruptă, într-o lume păcătoasă. Trăim într-o lume în care păcatul este la el acasă. Și avem nevoie de lucrul acesta să ne-l spună Domnul. Și uitați-vă ce spune Scriptura în seara aceasta aici. Și din partea lui Iisus Hristos, Marcu credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăratul Pământului. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său cel Sfânt. Deci, avem nevoie în sala aceasta ca fiecare din noi să auzim vocea aceasta.
vocea aceasta că, că și păcatele noastre ne sunt iertate. Că păcatele noastre cele multe ne sunt aruncate în marea uitrării. Și că inima noastră este o inimă curată. Și că aina noastră pe care Domnul le-a dat-o este o aină curată, este o aină albită. Și ca să putem auzi vocea aceasta, ca să putem să căpătăm această putere noi, să mergem din calea aceasta pocăinței, trebuie în sala aceasta să vină cu acest tor ferbinte, să-L descoperi pe Iisus și Iisus în sala aceasta va opri în dreptul fiecărui dintre noi. Se va opri în dreptul meu, în dreptul inimii mele, se va opri în dreptul minții mele, se va opri în dreptul urechii mele și Domnul va trece printre rândul în sala aceasta și El va spune la fiecare parte, păcatele tale sunt iertate. Păcatele tale sunt iertate. De ce? De ce sunt păcatele iertate? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu drept. Și spune Scriptura că îngerii, serafinii care sunt înaintea Domnului și stau înaintea Domnului, strică unii către alții și spun despre Dumnezeul cerului și a pământului, spun despre Iisus Hristos că sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Este sfânt. Și Dumnezeu a făcut din noi și a făcut din mine și din nevastă tot care sunt în sala aceasta aici. A făcut copii ai Săi. Vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și surte. Și în calitate de copii al lui Dumnezeu, noi avem nevoie de ceva. Avem nevoie de iertarea păcatelor. Și cel ce poate să ne ierte păcate este Iisus Hristos. Este Domnul nostru. Pentru că spune Scriptura că El când se întâlnește cu omul, când se întâlnește cu păcătosul, El nu-l condamnă. Pentru că spune în cartea Domnului, El nu dorește moartea păcătosului, ci El dorește ca toți să întoarcă la El, cu față spre El, să-și mărturisească păcatul și să se lase de El. Pentru că Domnul dorește ca eu și ne da să avem viață. Fiindcă atât de mult ai putut de lumea, ca ta pe singur să fie, ca oricine crede în El, să nu teară și să aibă viață veșnică, măriță pe Domnul. Iubite, frate și soare, pleci din casa Domnului cu acest gând, că și păcatele tale sunt iertate. Doamne, dacă încă mai există în mintea noastră, dacă încă în inima noastră mai există gândul acesta, că și păcatele mele nu sunt iertate, în sala aceasta spune lui Iisus Hristos să se oprească lângă tine. Să se oprească lângă inima ta, să se oprească lângă urechea ta, să se oprească lângă ființa ta și să spună mesajul său. Pentru că mesajul Domnului din vremea aceasta este mesajul dulce. Este un mesaj care te cheamă. Un mesaj care te strânge, pentru că, spunea Domnul, n-a venit să pierd, n-a venit să împrăștie, ci spunea Domnul, a venit să adun, a venit să adun, să adun, să fie lângă mine. Acesta este mesajul. Și știu că Domnul în sala aceasta o va face. Amin. Domnul face în sala aceasta. Amin. Dacă vrei să auzi acest mesaj în sala aceasta, spune Domnului, dacă n-ai auzit, Doamne, vreau să aud un mesaj din partea ta. Și Iisus Hristos va spune, primul lucru de care tu ai nevoie, de iertare păcatelor tale. Doamne, ajută-ne să obții acest mesaj, că și păcatele noastre sunt spălate prin sângele Său. Pentru că El ne iubește. Pentru că El ne iubește. Pentru că sunt iubiți de El, El ne iartă. Și El ne spală. Și El ne curățește. Și cad din sala aceasta să-L scăvim pe Domnul. Să glorificăm pe Domnul și să stricăm din toată inima noastră, trăiască Domnul, pentru că ne iartă păcatele, pentru că ne spală păcatele, pentru că ne curățește de orice vine și ne face să fim asemenea Fiului Său. Și ne face să avem o inimă, să avem un gând, să avem un cuget curat, măriță pe Domnul. O altă rol pe care o are disciplina Domnului Iisus Hristos, ne spune tot Scriptura că și Domnul, Dumnezeu 6, ce-a făcut din noi, o împărăție și preot pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Măriță fie Domnul. Iisus Hristos când se descopere, când se arată, El îți spune un lucru pentru tine. Pentru tine, dragul meu, am pregătit un loc. Pentru tine am pregătit un loc. Și locul pe care l-am pregătit eu pentru tine nu este un loc oricare. Nu este un loc din lumea aceasta. Pentru că ne uităm noi la lumea aceasta în care suntem și trăim. Sunt oameni bine, oameni care poate sunt bogați, oameni care le au pe toate. Dar pe lângă toate bogățiile lor,
pe lângă toate distracțiile lor, oamenii își au necazuri. Au necazuri. Poate că de mult ori nu pot dormi. Nu pot. De ce? Pentru că așa este lumea aceasta. Dar Dumnezeu spune că pentru noi, cei care ne-am întâlnit cu El și am primit primul mesaj, că și păcatele noastre sunt iertate, ne spune al doilea mesaj, pentru voi am pregătit o împărăție. Am pregătit o împărăție. Și Scriptura ne vorbește despre împărăția aceasta lui Dumnezeu, că și acolo în împărăția lui Dumnezeu este pace, este bucurie, este desfătare în Duhul Sfânt. Și mai mult atât spune Scriptura în Isaia, noi citim la mormântare despre lucrul acesta, că acolo unde vom ajunge și împărăția lui Dumnezeu este o împărăție de pace, este o împărăție de bucurie. Și uitați-vă ce spune Scriptura despre această împărăție. Acolo, în împărăția aceea lui Dumnezeu, nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Dumnezeu a pregătit o împărăție unde nu va mai fi încuneric. A pregătit o împărăție unde nu mai e nevoie de soare, pentru că El este soarele nostru. Și El aceasta ne spune, am pregătit o împărăție pentru voi. Și împărăția aceasta lui Dumnezeu nu mai este nevoie de lună. Și apoi spune mai departe, soarele că nu va mai simți și luna asta nu se mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele venite tale s-au sfârșit, măriță pe Domnul. Ce împărăție minunată! Nu? Cu soare, cu lumină, care nu se întunică, nu se sfârșește. Acolo unde nu mai sunt suferințe, nu mai sunt dureri. Acolo unde nu mai este chin, nu mai este vaite. Acolo unde este numai pace, unde este numai bucurie și desfătare în Duhul Sfânt. Lucrul acesta ne îl pregătește Domnul și ne-a pregătit Domnul. Și oamenii care se întâlnesc cu Domnul și îl descoperă pe Domnul, au avut aceste mesaje din partea Domnului, așa cum au auzit Ivan. Păcatele sunt iertate. Și apoi, a doilea mesaj, Domnul a pregătit o împărăție. A pregătit o împărăție. Auzim noi despre acest mesaj? Dacă nu, în seara aceasta, încă mai este timp. Mai este momentul să stai înaintea Domnului, să spui, Doamne, în seara aceasta, aș vrea și eu să aud mesajul acesta. Că și Tu îmi spui, păcatele mele, nu sunt iertate. A doilea, că și Dumnezeu i-a pregătit o împărăție. Și a treia lucru care îl spune Scriptura și a făcut de noi preot pentru Dumnezeul tău. A făcut de noi niște preoți. Ce fac preoții? Ce fac preoții? Slujesc. Ce fac preoții? Îl laudă. Îl glorifică pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și pe noi toți care suntem în sala aceasta să fim preoți din Dumnezeu. Amin. Plecăm din casa Domnului de aici cu aceste trei gânduri. Dumnezeu ni se arată. Dumnezeu ni se descoperă. Dumnezeu ne vorbește. Și în marea sa bunătate, în marea sa descoperire, El ne spune despre lucrurile acestea. Căci păcatele noastre sunt iertate. Plec de aici din casa Domnului cu gândul acesta. Și păcatele mele cele multe din timpul săptămânii sunt iertate. Pentru că Iisus Hristos are putere asupra păcatelor noastre. Pentru că puterea de albire, puterea de curățire este la El. Este în sângele Său. Și a dat sângele Său ca să curățească orice păcat. Și al doilea mesaj cu care plec din sala aceasta, din casa Domnului, El ne spune și El ne spune mie. Pentru mine, care mi-a spălat păcatele, pentru mine care mi-a scris numele în cartea vieții, mi-a pregătit o împărăție. Nu vă tulburați, mi-a voi, ce aveți credință. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, ce cu păcatele iertate. Și pentru că am păcatele iertate, am împărăția, sunt lângă Dumnezeu. Și acolo nu voi face altceva decât vă îl voi lăuda pe Dumnezeu. Decât îl voi glorifica pe Dumnezeu. Voi face decât să îl proslăvesc pe Domnul. Pentru că așa este în Scriptura, că cei ce stau înaintea scaunului de domnie, cei ce stau înaintea tronului, ei îl laudă pe Domnul. Și neîncetat se închină înaintea Domnului și îl proslăvesc pe Domnul. Doamne, ajută-ne! Așa este gânduri să ne însuflețească în sala aceasta, că și ne-am întâlnit cu Tine aici în căsătoare.